Și cu ce ales că nu-i chiar cât îi prind, eu am fost jucător de tenis, am făcut sport. La viața mea am jucat la tenis de când am jucat la Universitatea Cluj, în studenție. Copiii m-am doi care să facă sportul ăsta, l-au făcut când au fost mici. Ăsta e un sport care e ca și mersul pe bicicletă, dacă nu vezi când trebuie, nu-l mai uiți. Și acum sunt foarte bucuros că fiica mea la aproape 17 ani și fiul meu la aproape 15 ani. Am jucat în sală și am avut o satisfacție intelectual, sportivă, că joacă foarte bine. Și la un tenis îi mai prinde și în seara când putem, dar tot mai rar, la o pizza, asta e tot. Deci... Dacă ați avea mai ce pasiune aveți? Mi-a spus deci tenisul din cât s-ar putea. Iarna merge la schi, asta e norocul. Fiul meu schiază și fiica mea iubește un pic sporturile și suntem o trupă de prieteni în Biza care mai mergem la schi în anumite perioade și acolo sunt copiii. Deci asta sunt perioadele în sărbătură de iarnă, când e un pic mai neșe. Deci, acum aproape că nu mai aveți timp și aici la Consiliul Județean nu prea pot putea asculta muzică, dar din studenție, ce vă place? Ce muzică vă place? M-a plăcut muzica anilor noștri, muzica anilor 70-80, care de fapt e acum pe toate posturile. Cred că da. Fiind pământul rotund și stăia să mă pregătă. Nu a fost tare de Dan Felix. Ați merge la un concert Felix, dar pe mine? Oricând. Nu știu, de citit în afară de presă? Să citesc cărți de specialitate. Acum, mai ales în ultima perioadă, am cumpărat tot felul de cărți în domeniul economic, pe ceea ce lucrez acum, proiectul european studiez cât pot, timpul foarte scurt, dar citesc seara când ajung acasă. Sunteți foarte ambițios așa, asta e prima impresie. Spuneți-mi dacă ar fi să spuneți despre dumneavoastră, să vă... Ce defecte ați spus? Adică sunt lucruri care vă deranjează, pe care ați încercat să le remediați pe traseu, toți avem. Păi da, de asta nu trebuie. Sunt tip agitat, câteodată mă enervez prea repede, sau prea tare. Mi-am dorit totdeauna să am 1,85 m și am 1,75 m. E, asta e o problemă care e foarte greu să rezolvă, dacă nu, chiar foarte greu. Și... Sunt ambițios și vreau să las ceva după mine și cred că stă în lucru, nu? Poate în 4 ori și trebuie la 1,85 m. Dacă vă place să călătoriți, dacă... Da, îmi place să călătoresc. Sportul, călătorile, acum e tot mai greu, dar înainte călătoream mult mai mult și când aveam o perioadă liberă, ieșeam cu copii, ca mea, umbla cu mine peste tot, în toată Europa. Asta poate și dezvoltat gândirea și orientarea și faptul liceu german, secția germană la Liviu Repreanu, care o consideră o secție de secție bună, învață limba străină, le dau ore de engleză, deci îi pregătesc pentru viață. Îmi doresc ca peste 2-3 ani când vor studia... Să răsfățați? Nu. Și să ambiți așa în doi. Și ce părere au? Vă lucrați acum mai mult ca înainte? Vă văd mai puțin? Ce părere au? Ați făcut un consiliu de copie înainte? Râdem, că mă văd mai des la televizor sau în ziare. Râdem, glumim, dar nu. Într-adevăr, e o ruptură, Sunt foarte puțin timp acasă, deci tot timpul somn. Da, eu nu mă întreb degeaba. Sunt toți cei care se implică foarte mult. Neglijez o parte care este greu, dar înțeleg, îs mari, pricep, important să nu... De exemplu, am tot așa un interviu cu primarul bisericii, cu domnul Liviu Curețu, la o lună după ce preluase primăria, un mare șoc pe care l-au gândit, era că trebuia să se mânte ceva de genul 700 de exerciții pe zi, era... Uitați-mă pe masă! Și eu nu termin niciodată. Da. Asta este o parte. E o parte, dar e o parte la care nu te aștepți când te gândești, mă, o să devin eu primar sau mă fac vicepreședinte de Consiliul Județean. Nu te aștepți. Eu chiar le citesc, tot ce... Nimeni nu o să spună că nu le citește și cu toate astea nimeni nu citește tot, pentru că... E o muncă obositoare, dar eu cred că mare avantaj este că îmi place ceea ce fac. Trebuie să vă întreb și asta. Acum o să vă descurcați cu veniturile, că e o diferență mare din... Firma funcționează, cel care a preluat-o să nu piardă bani. O să vă spun,
o bărbată Dumnezeu. Dar lucrează arhitect. Da, soția mea arhitect, deci este independent, ea își face treaba. Deci nu, n-aș putea să spun că sufă din cauza banilor, din bătării. Și am făcut treburi bune până acum, până am ajuns. Deci am avut o poziție socială și morală și... Locuiți nu sunt în pisița, aveți tu? Da, locuiesc în pisița, în Piața Mării, într-un apartament. Și acum trebuie... Una din obiectele de activitatea de firme mele a fost importul de autoturisme, deci relația cu Statele Unite a fost foarte bună, cu partenerul acolo, am importat mașini, eu am mașina mea, nevastă mare mașina ei, îmi doresc ca fiica mea să aibă la 18 ani mașina ei. Dar trebuie să-mi faceți casă, nu? Nu mai am timp. Mă gândesc că pleacă copii la școală. Vorbim peste 4 ani. Dacă până atunci nu veți amând. Nu, am acumulat în anii ăștia gândiții, pentru că din 91 am intrat ca manager de societate comercială, deci am muncit în anii ăștia și bani m-am făcut Dumnezeu să zic că sărac. Asta e foarte bine. Nu mai ești că este sărac și ce spui. Nu-mi permit să afirm ceva, dar cred că am acumulat suficient ca să pot să intru în politică. Este un punct al meu de vedere. Politica nu fac săraci. Politica tot să facă oameni, nu neapărat bogați. Oamenii cu o susținere financiară și o poziție socială. Asta e părerea mea. De asta mi-a dat politica. Nu era bună, am realizat, deci nu. Da, am înțeles. Dar vreau să mă întreb chiar eu, la nivel teoretic. Credeți că, repet, la nivel teoretic, cineva care intră, apropo de teoria dumneavoastră, cineva care are, hai să zic, un om, da, realizat din punct de vedere economic, are ce trebuie, și intră în politică. Credeți că rezistă tentației? Adică, n-am văzut pe nimeni să sărăcească. Culmea, oricât de bogați au intrat în politică, de sărăcit nu am văzut să... Adică, pentru că teoria asta stă în picioare, dar politica trebuie să facă bogații. Nu bogați, să facă și nu realizați. Da, evident, nu realizați înseamnă care începe să-și facă de la lingură la cuțit. Știți cum e? Este mentalitatea asta că un flămând nu poate face politică, politică poate face oricine. Este important să ai dorință, putință și minte liberă. Asta este important. Dacă ești un om realizat, asta înseamnă că ai trecut prin viață, că dacă ai reușit să faci pentru tine ceva care se vede și consistent, da, poți face și pentru comunitate. Asta e. Am înțeles. Nu mai avem. Din păcate, timp, vedeți, ne-am gândit că nu o să avem ce să vorbim, dar... Eu m-am bucurat tare. Este primul interviu. Eu mă bucur că oamenii o să vă cunoască mai bine de acum. Sper să, adică sigur o să ne mai vedem pe parcursul celor 4 ani și o să vedem în ce măsură obiectivele pe care echipa de aici ce l-a propus sunt duse la îndeplinire. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația. Și dumneavoastră vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă dau întâlnire în săptămâna viitoare la acest